Băi, e mișto că am citit și eu credeam chestia asta. Chiar că da, că vedeam că nu se prea lipește bolile sexuale de băiat. Că am făcut sex și cu pici de bolnavă la pici. Cum? Am făcut și cu una, cu Bleno. De unde știi? Mamă, și cum e cuța pizza și ce curtea de pizza e? Băi, ești inconștient. Da. Mă dă repură, să ne pun de căcat. Dar are dreptate ăștia. Am citit pe un site, face, bă, persoanele cu RH negativ nu ia sida. Deci, băi, poți să mă fuci cu sidoasă și cu nesidoasă. Dar eu nici nu transmit boli. De ce m-am putut bolnav? Sigur. Trebuia să-i dau lui aia o tonă la fată. I-am dat nimic. Sunt egoist. Deci, vezi ce mișto e să fii reptilian? Că asta, Corina Chirilă, se zbate că face criză că are de reptilie. Eu aș sfătui o să ducă până la Vladimir, nu știu unde pula mea, la centrul de hematologie. Lângură unde e, pe lângă Ponta, pe acolo. Vis-a-vis de gură, de curent era să zic, de guvern. E pe bulevardul ăla, nu știu cum pula mea se numește, că nu le țin minte. E pe lângă, e în spatele cum ar veni la, dacă o străduță paralelă, la giraful lui Antipa. Deci te duci la muzeul Antipa, după aia merge așa, mai acana, pe lângă ăla, stai cu spatele la guvern, îi arăți curul lui Ponta, dar vezi, să te pupe în cur, dar acum se mută la Cotroceni. Și Ponta se uită de Cotroceni la studentul ăla de la biologie, când se duce să facă practică în grădina botanică. Și Dagiana urlă, ce faci, bă? Am o și eu, mi-aduc aminte de de la Cuvinocu. Uite, a venit alea. Ia uite ce boșoroc lipidinos are profesor. Dar ce, băi, tu ești președinte sau ce dracu știi, zice Daciana. Că se duce și ea așa cu o casoletă de halală la Ponta, că zice, băi, e frică de ăștia, zice, poate mă otrăvește. Și face fata acolo niște cartofi naturi. Cu se pice pe jos, zice că nu se prea mult, că ăsta e altfel, zice. Și face lui Ponta sau cumpără din oraș. O ia așa. Păi ce să o și repede, pac, scoate cașcavalul. Se duce la un kebab, ceva, o shawarma, zice, vreau o shawarma aia. Și ia, gata, ia shawarma asta, îi duce lui Ponta, ia o shawarma. Doar cu astea mă hrănești. Păi, lasă, că nu e otrăvit asta, de ce? Am stat la coadă și am văzut că n-au murit aia, mâncau de ea, n-a picat niciunul. A, atunci e bine.